După dezintegrarea URSS și proclamarea independenței Republicii Moldova, poliția moldovenească a arestat un grup mare de separatiști de la Tiraspol și Comrat care au susținut puciul din august 1991 din Rusia. Igor Smirnov a fugit la Kiev. Un grup de intervenție de la Chișinău a reușit însă să-l ridice pe Smirnov chiar din hotelul KGB din Kiev și să-l placeze în arest în subsolul Ministerului de Interne de la Chișinău. Generalul Ion Costaș a dezvăluit reporterului Tribuna.md detalii despre operațiunea secretă și cum a fost posibilă eliberarea lui Igor Smirnov. Prane hotelul KGB-ului. Și era acolo bodyguard, vă pază, da, doamne firește. Și s-apropie ofițeriște care cu amic, cu Pantileev și cu Apostol, s-apropie de hotelul respectiv și lucrător operativ, era un colonel Simeonov, care l-a sunat pe acel care e șef de pază la Smirnov, acolo în hotelul respectiv, că uite, Kravchuk, președintele, trebuie să zic ce se întâlnească Kravchuk. Era la ora 10, zice, la 11, nu la 11, dar spui la 10, a schimbat. Și acea la țanță și-a luat 100 grame, uite, scobară așa, repede, pe scări, iese afară, cu taie. Și tăma niște, hop, și l-a băgat în mașină, bodyguards care mi-au matras un mac, două mame de bataie. Siguriști au început acolo să sipe, să răcnească, să Выстрелы в воздух, а нож туда вел автомат Калашников, потому что начали пушкатуры около Киева, центр капитали Украины, Киева, понимаешь? Что медиатор Василишин Масуны пялся, Иван говорит, что ты делаешь? Я говорю, как что? Ловим преступников. Да нельзя, да, ни хера, можно. Да и украинская земля, мы то, мы независимое государство, мы то, что вы делаете? Я говорю, вы это независимое государство, но преступник-то наш. А земля, говорит, наша, я говорю, ну преступник наш. Igor Smirnov a fost arestat de o brigadă cu destinație specială. Grupul l-a adus pe Smirnov la Chișinău pe ruta Vinița-Iampoli, iar peste Nistru, lângă Soroca, a fost trecut cu un pod plutitor. În timpul unui popas la mijlocul Nistrului, Smirnov s-a pierdut cu firea. Cel mai important că la mijlocul podului, când trecea peste Nistru, un moment foarte important, peste Nistru, Apostol îi spune lui Smirnov, chiar la mașină, și-a scoat din mașină pe подо есть плотитор, понтон, что сказал, ну что, Смирнов, прощайся с родиной за те вреды, сколько ты бедно творил в этой стране, этому народу, каюк тебе, мы тебя сейчас в реку сюда. Зачем он чепут сплыл, он чепут сплыл, он тебя сказал, ну я виноват, ну и кутари, 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 кутари. Что я не вспомнил первое, Пантелеев, я в какой-то панталон, нассал на себя, попесил, со страху, как бы, на термин. А что после Роумарга? În timpul interogatoriului, Smirnov i-a turnat pe toți cei cu care avea contacte permanente la Moscova, Chișinău și Tiraspol. Mărturiile lui au fost imprimate de procurori cu o cameră video. Imaginile însă nu au fost arătate niciodată. Generalul Ion Costaș a explicat de ce Igor Smirnov a scăpat de pușcărie. Și bine, după ce au dus aici și au făcut tam-tam, chiar a două zile prin programul vreme, mi-a zis, o trei zile de la altă. Uite ce a făcut moldovenii, uite animalul este de genul Costaș, uite ce a făcut, ia cu tare, pe noi, pe cărbuni, pe rușă, pe... Mă rog, asta a fost. Și pe urmă, Hadergă semnează la protocolul când vine făcăiște Medvede, Valxis, vine grupa Soyuz, toți, semnează că, doamne, hai să schimbăm mierul presecenie și să idem drumul, că n-asă mă cu politică, n-am cu tare, pe unii. Pe urmă s-a început războiul. Și-a căzut o mulțime de vei, pe obrazul și pe vina lui Hadirca lucrurile astea. Dar stați, e mare patriot. Dar domnul Sinegru a participat la eliberarea lui Smirnov sau nu? Ce înseamnă să participe la eliberare? A pus, eu știu, vreun cuvânt bun pentru Smirnov sau ce înțeleg a fost influențat? Cred că da. Nu făcea nici Hadirca, nu făcea nici Muravski. Fără, sigur, că era președintele statului. Care e problema? Din ce discutăm? Atunci nu suntem stat, suntem o adunătură. Da, au participat, sigur că da. Imediat după eliberarea lui Smirnov, pe data de 2 martie 1990, a început războiul de pe Nistru, război despre care Ion Costaș spune că a fost unul moldorus. Acesta a durat până pe data de 2 septembrie, atunci când Mircea Snegur și Boris Ielțin au semnat acordul de încetare a focului.